Fie drumul cât de greu, fie lupta cât de mare, Domnul ne-a chemat să fim în această lume sare. Dumnezeul nostru veșnic, Dumnezeul închinării, ne-a zis: arătați la oameni pocăința, gustul sării. Pocăință, fapte sfinte, o viață fără pată, chiar și vorba să ne fie de cuvântul sfânt sărată. Să fim îmbucate sare, să dăm gustul bun mâncării, să găsească cei ce caută masa binecuvântării. Printre zeci de comparații ilustrate, pilduiri, în Scriptura Sfântă sarea are aceleași oglindiri. Noi suntem în lume sare, dar de când am devenit, întrebarea ce se pune nu e greu de tâlcuit. De când ne-am întors la Domnul, de când noi ne-am botezat, cu credință și iubire de suflet ne-a sărat. Iată-ne, făpturi ciudate, transformate în stâlp de sare. Asta e însă calitatea cea mai sfântă, cea mai mare. Roada care Cartea Sfântă o numește înfrânare, să te lupți cu tine însuți, să învingi, înseamnă sare. Sarea și în îmbrăcăminte, după gustul creștinesc, fără pantaloni femeia, fără tunsul bărbătesc, fără aur și podoabe, fără haine scumpe fine, ci smerite și sărate ca femeile creștine. Fraților, în toate sare, în purtare, în cuvânt, cine predică să fie însoțit de Duhul Sfânt? Dacă nu-i de sus izvorul, masa binecuvântată, dacă facem noi programul, ea rămâne nesărată. Pot să fie cât de multe cântări și poezioare. Dacă nu se simte harul, nu e bine, nu e sare. Pot să cânte cât de multe și orchestre și fanfare. Dacă nu se întorc la Domnul, cei ce ascultă, nu e sare. Și Adam, lipsit de slavă, după negrul lui păcat, frunze lungi și frunze late, le-a cusut și le-a îmbrăcat. Sarea, care își pierde gustul, e călcată în picioare, sau mai bine zis, creștinul fără pocăință moare. Oameni fără de esență, biruiți de-a lor păcate, slujba ce ori mai vrea să facă este fără greutate. Ei încearcă, se ridică în numele lui Isus, dar degeaba, sarea sfântă, pocăința lor s-a dus. Lumea care îi cunoaște, râde, batjocoritori, de cântarea, poezia sau de predicile lor. Asta e cea mai neplăcută, cea mai nedorită stare, să fii sare lepădată și călcată în picioare. După ce ai purtat în spate porți de fer și de aramă, duielând cu duhuri negre, să fii gol și plin de teamă. Fiu risipitor sau sare, care ți-ai pierdut tăria? Dacă vrei să vii acasă, leapădă-ți de tot mândria. Lumea e un nor de ape, tulburate și amare. Vindecarea lor se face dacă pui în ele sare. Știți, Elima, vrăjitorul, om din lume, fire amară. Lumea fără pocăință e păgână și murdară. Lumea fără pocăință e departe de Scriptură. Ei se roagă, au credință, dar și blastămă și înjură. Vorbe multe, vorbe goale, vorbe care nu sărate. Ah, și câtă viclenie și blestemuri și păcate! Pentru ei Iisus ne cheamă să fim pildă, să fim sare, ei văzând în noi pe Domnul să se întoarcă din pierzare. Pentru ei și Lot, sărmanul, sufletul și-l chinuiește. Ca să știe, în Sodoma Dumnezeu îngăduiește. Pentru ei bătrânul Noe a fost pildă și a fost sare. Fraților, Sfântul vine, însă nu i-au dat crezare. Dariu nu găsește bine, Daniel, ce om ales, prin credință el învinge al păgânilor proces. Pentru toți, Pilat rostește, nu găsește în el vreo vină, căci Iisus Mântuitorul a fost sare și lumină. Oameni răstigniți pe cruce, aruncați de vii la fiare,
oameni care pentru alții au fost pildă și au fost sare. Nu aș vrea să înțelegeți adevărul încălcit. Nu erau sălbatici sfinții. Lumea nu i-a suferit. Lumea și stăpânitorul veacului întunecos este supărat de moarte pe urmașii lui Hristos. Fraților, Iisus ne cheamă la războiul stelelor, nu cu arme nucleare, ci cu duhuri din popor, cu stăpânitori de triburi, îngeri fără adorare, care duc război de moarte cu întreaga adunare. Îmbrăcați în piei de capră, mai găsești și astăzi, frați, tot prin peșteri, dar mai fine, mai prin dosuri camuflați, vin în haină transparentă, bete, chipuri la închinat, ca să fie în pas cu lumea și cu viacul lepădat. Ah, și câtă murdărie, câtă bârfă, răutate, numai dreapta judecată le va arăta pe toate. Dar cu toate acestea, Domnul ne-a chemat pe fiecare să luptăm în lupta bună și să fim în lume sare, căci lupta aceasta mare împotriva celui rău, noi învingem prin credință în Isus și Dumnezeu, iar în urma biruinței, după luptele purtate, cu Isus Mântuitorul vom sta în eternitate, până în ziua, până în ceasul, până în clipa cea mare. Doamne, dă-ne ajutorul ca să fim în lume sare. Amin.